Marțin a fost o zi cu ghinion pentru membrii clubului Rotary Târgoviște, care au organizat o ceremonie de schimbare a președintelui. După ce a ocupat această funcție vreme de un an, Călin Oros a predat colanul succesorului său, Emilian Sârbu. În calitate de aproape deja past prezident, nu aș vrea să vorbesc prea mult și să predau ciocanul viitorului președinte. Consider că odată cu preluarea colanului și a ciocanului, continuăm activitatea noastră în folosul societății și comunității noastre. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc colegul nostru Oros, care a dat dovadă ca, de fapt, toți cei 10 președinți trecuți de o susținută activitate în folosul comunității. Lucru care ne face să credem că grupul Rotary o să aibă o continuitate destul de bună în orașul nostru și o să reprezentăm oamenii de prestigiu și comunitatea și o să încercăm ca toate acțiunile noastre în viitor să corespundă cerințelor lor. Membrii clubului Rotary din Târgoviște au inițiat sau au participat la numeroase acțiuni cu scop caritabil încă de la înființare. Campania Dăruiește un zâmbet sau acordarea unor burse elevilor eminenți din liceele dâmbovițene sunt doar câteva dintre proiectele în care au fost implicați cei de la Rotary Târgoviște. Să aducem carte nouă în Biblioteca Județeană și aici pot deja să vă spun că am toate datele necesare pentru inițierea unei campanii de genul o carte pentru un tânăr, de fapt o carte străină pentru un tânăr, care sper ca anul ăsta să desfășurăm cu ajutorul altor cluburi din Europa. O să vrem să încercăm o altă acțiune care am numit-o noi Dăruiește Sânge, Dăruiește Viață. Mă numesc Marina Zdracu și sunt elevă la liceul Părintele Doamna. Pentru mine anul școlar a fost unul bun, întrucât am terminat cu o medie generală de 9,96 și contribuie cea mai mare realizare a mea a fost participarea la Olimpiada Națională de Arte Vizuale. Vreau să spun că este o mare plăcere să mă aflu în această seară aici, ca Sier Rotary. Anul acesta am participat la diferite concursuri județene, interjudețene și naționale și cred că notabil ar fi premiul de la CANCU, la faza națională, unde am luat un premiu special. Numele meu este Antonache Moavel Adrian, sunt elev la Colegiul Național Constantin Carabel la Târgoviță și am terminat clasa 11. Îmi place foarte mult matematica, am fost la diferite concursuri naționale, Olimpiada Națională de Matematică, unde am așa mențiune și ultimul rezultat al meu a fost o medalie de aur la concursul internațional de matematică în chimie. Numele meu este Gabriel Bojdeanu, sunt elev la Colegiul Național Constantin Carabel în clasa 10-a. Sunt pasionat de matematică și de științele exacte, special de fizică și o să spun că am demonstrat acest lucru prin rezultatele obținute în ultimii ani la nivelul de cursuri.